Izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia. Un adevărat paradis pentru scafandrii și îndrăgostiții de scuba diving din România este, fără îndoială, zona izvoarelor sulfuroase submarine de la Mangalia. Și spunem asta pentru că aici este singurul loc din România în care mai crește iarba de mare Zostera noltii, dar și alga brună. Tot aici vă puteți întâlni cu delicatul căluț de mare, o specie periclitată, dar și crabul de piatră sau acul de mare, ambele fiind specii vulnerabile. Sunt viețuitoare care împodobesc zona izvoarelor sulfuroase din Mangalia cu elemente care îi dau unicitate. Zona protejată vizează atât o parte nisipoasă, cât și stâncăriile submarine din Marea Neagră. În această arie se găsesc și izvoarele sulfuroase submarine de la Mangalia, care au aceeași sursă ca și cele care alimentează sanatoriul balnear din fosta cetate Calatis, Mangalia de astăzi. Fără a afecta într-un fel mediul înconjurător, turiștii care aleg această zonă pot practica, pe lângă scufundări și sporturi nautice, plimbări cu velierul sau caiacul. Dezvoltarea și promovarea unui produs turistic de patrimoniu natural comun. Ruta Patrimoniul Natural Protejat în cadrul Ariei Transfrontaliere România-Bulgaria este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria.